Nicos și Andrei Antoniu sunt o tânără pereche din Cipru unde, mărturisesc în epistola lor din 2000, Sfântul Efrem devenea din ce în ce mai cunoscut. Auzind și ei cât de repede ajutător și făcător de minuni este Sfântul, cei doi i-au comandat icoana. În perioada în care fusese însărcinată, tânăra soție se ducea la control ținând icoana acestuia și pe cea a Maicii Domnului la ea. Cu ajutorul rugăciunilor acestora, mărturisește că a născut un copilaș sănătos. În timp ce ascultau slujbe înregistrate pe casete luate de la mănăstire, casa i s-a umplut de o bună mireasmă pe care au pus-o pe seama prezenței Sfântului. Când pruncușorul lor a împlinit 2 luni, au văzut că începe să-și țină capul permanent spre partea stângă. Doctorul le-a spus că trebuie să facă fizioterapie. Nu era foarte grav, dar trebuia ca părinții să ia aminte. După 6 ședințe de recuperare, nu s-a văzut însă niciun rezultat. Mămica a început să citească minunile Sfântului Efrem și să-l roage să-l ajute și pe copilul lor să se facă bine. Într-una din zilele următoare a visat dis de dimineață pe cineva care stătea așezat pe marginea patului copilașului și care i-a spus: "Nu am venit sub chipul din icoană, ca să nu te sperii, dar sunt Sfântul Efrem. Îi voi da copilului tău o doctorie care îl va face bine." Trezindu-se plină de bucurie și cu mare încredere, tânăra mămică a tămâiat icoana Sfântului, mulțumindu-i, în numai 3 zile bebelușul s-a făcut bine, ținându-și căpușorul normal. Pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine.